Ora 8 și 31 de minute, dragi ascultători Viva FM, vorbim și ne interesează jurnalismul, jurnalismul veritabil, jurnalismul de investigație și vorbim despre asta încă de săptămânile trecute. Noi, de câte ori apare câte o știre despre un jurnalist care suferă, oriunde în lumea asta, ne interesează și ar trebui să ne intereseze pe bună dreptate această voce a lumii, această voce care ar trebui să fie liberă, care ar trebui să fie educată, dar apoi, evident, liberă și păstrată liberă. Alături de noi o asemenea voce ne bucură, suntem onorați să o avem alături de noi, evident, pe calea undelor, pe mari Ion. Bună dimineața, mulțumim mult pentru prezență! Bună dimineața, Călim, bună dimineața tuturor! Bună dimineața! Ne auzim, ne auzim foarte bine, nici nu știu de unde ar trebui să începem discuția, dar nu de acum 16 ani. Haideți să începem discuția de mai aproape, de ce se mai întâmplă cu jurnalismul de investigație din punctul tău de vedere, pentru că din punctul nostru de vedere, exemplele sunt foarte multe, exemplele care mai degrabă sperie, care mai degrabă complexează, care mai degrabă vin tocmai pe direcția asta de a îngropa definitiv vocea jurnalismului veritabil, al jurnalismului care descoperă, a jurnalismului curios, independent și așa mai departe. Avem exemple din ce în ce mai puține în plan internațional și am senzația că în estul Europei, mai cu seamă, problemele sunt serioase și culturale. Dar, da, în estul Europei, dar generic vorbind, nu numai, vorbim și de Afganistan, vorbim în general. Dar în estul Europei că suntem noi aici. Păi, putem să ne gândim și la Malta, nu neapărat la Estul Europei, că acolo o jurnalistă a fost S -a -s -a. ucisă, tot din motivul ăsta că a făcut niște investigații care au deranjat undeva sus. Na, jurnalismul de investigații întotdeauna a fost o problemă, pentru că prin natura lui dezvăluie lucruri și prin natura acestor dezvăluiri deranjează cercurile ale puterii invariabile. Altfel, n-ar avea sens investigațiile. Și uh, e adevărat că e, este și un jurnalism care este foarte scump. Să faci investigație te costă. Te costă pentru că ai nevoie să faci deplasări, ai nevoie să uh, îți asiguri surse, ai nevoie de o grămadă de resurse ca să poți să faci investigație. Și probabil că. Și ăsta este unul din motivele pentru care jurnalismul ăsta de investigație, mai ales în sud-estul Europei, acolo unde nici resursele nu sunt atât de multe, nu s-a nu dezvoltat foarte tare. Dar se face, se face. Și găsim căi găsim căi, colaborăm cu... Există deja organizații de jurnaliști specializate în așa ceva. Există Rise Project, există, uite, Recorder, care a scos atât de multe investigații există mai multe uh, grupuri de jurnaliști care reușesc să găsească fie finanțare prin crowdfunding, donații, oamenii vor să știe adevărul despre lumea în care trăiesc și donează. Așa sau prin diverse programe, uh, cum sunt cei de la Rise Project. Uh, ei sunt într-o rețea, nu știu câtă lume știe treaba asta, dar sunt într-o rețea transfrontalieră internațională, uh, nu numai pe continentul european, din care fac parte jurnaliști care doresc să combată criminalitatea organizată, care este un fenomen transnațional prin esență. Adică există modalități să se treacă de bariera asta financiară și de putere, de obstacolele astea puse de putere în plan local. Se poate. Dar trebuie să vrei lucrul ăsta și trebuie să-ți asumi pentru că e. Un demers care poate deveni periculos la nivel personal. Uite, avem... Bine, nu vorbim neapărat de investigații, ăsta era un jurnalist militant, dar avem uh, exemplul uh, exemplu lui Protasevici din, din Belarus. Uite ce s-a întâmplat. Au ajuns să deturneze un avion. Îți dai <laughs> seama o... că de asta am adus aminte de tine, da? Păi cred, îmi imaginez. Dar uh, ce se întâmplă acolo este mult mai grav ca fenomen pentru că o putere a unei țări a deturnat un avion ca să uh, uh, aresteze o persoană, indiferent de ce alte motivații s-au dat ulterior, că bombă, că Hamas, Hamas a zis că pas, ca să fac și versuri, uh, uh, ideea este clară pentru toată lumea. Uniunea Europeană, Statele Unite au decis deja sancțiune, adică astea nu se decid așa pentru că avem noi un zvon. Nu. Sunt niște chestiuni clare. E, în momentul în care uh, o țară face chestiunea asta, o țară se comportă așa, păi în momentul ăla, dragii mei, cine mai este în siguranță într-un avion? Mâine pui, mâine ne trezim în cine știe ce țară, al cărei dictator are el o, uh, interesul să aresteze o persoană din avionul în care ne cu care noi ne întoarcem din vacanță. Adică este foarte, foarte, foarte grav ce s-a întâmplat și poate crea un precedent foarte periculos. De asta spun cazul nostru. În cazul nostru a fost o grupare teroristă într-o zonă de război, adică acolo lucruri de genul ăsta, adică nu, nu ni s-au întâmplat doar nouă, dar cazul ăsta cu avionul deturnat este. Un precedent extrem de periculos, care nu trebuie lăsat să treacă așa simplu. Bine, la, până la această întâmplare, pericolul era oricum, pentru că avioanele tranzitează tot felul de țări unde democrația n-a ajuns încă. Așadar, era un pericol real și înainte. Acum s-a concretizat și acum s-a creat precedentul, pentru că el a fost creat. De ce să spunem că nu? A fost creat și de acum să vedem ce se întâmplă. Dar apropo de ce se întâmplă cu jurnalismul, cum e jurnalismul în 2021? În pandemie, mi se pare că s-au schimbat niște parametri și acolo. Și asta, voiam tare mult să aflăm părerea dumneavoastră pe subiectul acesta, pentru că, da, slavă Domnului, atâta experiență și atâta, uh, atâtea vremuri pe care le-ați tot schimbat uh, v-au adus aici și aveți o părere pertinentă despre. Uh, păi pot să vorbesc despre asta din două puncte de vedere. Din punctul de vedere al job meu din România, um... În secundă asta sunt producător TVR și al jobului uh, european, ca să zic așa, pentru că eu sunt corespondent Euronews în România. Uh, ce pot să spun e că nu s-a oprit nimic în pandemie. Adică poate că s-a mai uh, limitat așa ca întindere, dar uh, am avut deplasări, am făcut uh, reportaje în pandemie. Am fost în Valea Jiului, am vorbit despre tranziția de la cărbune la uh, energie verde acum, săptămâna trecută, m-am întors dintr-o altă deplasare tot pentru Euronews, tot un reportaj pe care o să-l vedeți acolo acum în iunie despre debate ăsta de la nivel european ce implică așa numita taxonomia Uniunii Europene, în ce va investi Uniunea Europeană bani de acum înainte și dacă Nucleară, de pildă, este considerată verde sau nu. E o întreagă dezbatere în secunda asta. România, alături de alte opt țări, a semnat o scrisoare adresată Bruselului prin care solicită includerea producției de energie din, zone, din surse nucleare pentru că noi avem Cernavodă și avem planuri de dezvoltare acolo. Deci lucrurile se întâmplă, se mișcă, nimic nu stă pe loc, adică nu e ca și cum a venit pandemia și ni s-a pus un ochelar de cald, nu mai vedem decât în față, nu. Jurnaliștii și-au făcut treaba în pandemie, fără oprire. Și în România la fel, adică la TVR, ce să zic, s-au împărțit echipele, s-au ranforsat echipele de la știri, toată lumea cu experiență, eu în secundă asta de pildă fac producție, dar având experiență pe știri, am lucrat acolo un an de zile, adică, cum să zic, ne-am cumva ne-am reorganizat coalizându-ne și încercând să ne ajutăm unii pe alții în așa fel încât să ne putem face treaba mai departe. Da, e șocant pentru persoane care n-au trecut neapărat, colegi de mei, că sunt colegi de mei care n-au trecut neapărat prin episoade șocante în viața lor. A fost greu, dar nu e imposibil. Adică și voi ați făcut lucrul ăsta. Că nu s-a oprit emisia. Nu, nu s-a oprit. Știți ce voiam să vă întreb? Un lucru. Sunt voci care, spune, care spun că în această perioadă nu mai simt că presa e de partea lor. Și nu în sensul că avem tot felul de știri bombastice și așa mai departe, ci în sensul că a fost foarte multă critică pe populație în această perioadă. Că nu ai purta mască, că nu te-ai vaccinat, că și la un moment dat toată critica ai fost la cumpărături, că te-ai dus la, știți, la. Ce mă refer la critica aceasta, da. că populația este vinovată. Și presa a bătut monedă extrem de mult pe asta. Și atunci vocea aceasta a presei nu se mai simte că e de partea cetățeanului, nu mai e în slujba cetățeanului, că până la urmă asta e scopul nostru al celor care facem asta. Ce pot eu să spun este, uite la TVR, unde s-a tot făcut campanie, tot timpul, pentru respectarea măsurilor de igienă, a distanțării sociale și după ce a venit vaccinul, mulțumim lui Dumnezeu că hai să ne vaccinăm. Te vreau a încerca să nu facă lucrul ăsta, cel puțin în segmentele pe care eu le-am gestionat. Am încercat să aducem oamenilor informațiile corecte, necesare, pentru ca ei să ia decizia și argumentele corecte. Uh, pentru că, într-adevăr, e. Uh, asta e realitatea. Doar acest vaccin uh, poate să oprească pandemia și doar uh, înțelepciunea noastră de a respecta minimul ăsta de măsuri uh, ne poate ține în siguranță. Pe mine, una, lucrurile astea m-au uh, salvat. Adică, nu vă imaginați că în jurul meu n-au existat cazuri de COVID. Ba da! Inclusiv cu mine în mașina de deplasare. există persoană despre care ulterior am aflat că era pozitivă, dar purtând mască și menținând totuși distanțarea și respectând regulile, nu m-am îmbolnăvit. Adică, cum să spun, sunt lucruri pe care oamenii, dar da, trebuie să le înțeleagă. Știu ce spun. Știu ce spuneți voi. Spuneți că televiziunile în dorința asta de a, cum să zic, de a convinge și probabil dintr-o uh, din, uh, din motivul că și-au pierdut răbdarea, pentru că discursul anti-măsuri, anti, uh, anti este foarte agresiv și nu are bază științific. N-ai cum, cum să-ți pierzi răbdarea în acest domeniu și n-ai cum să răspunzi rezolvă. la un discurs virulent cu aceeași virulență. Și n de cum. Noi trebuie să înțelegem și dumneavoastră știți mai bine decât mine că ne adresăm tuturor oamenilor. Nu ne adresăm acelui grup care respectă măsurile. Așa este. Aici vorbesc că eu asta am simțit Așa și este. probabil și alții că asta s-a schimbat în presă în acest an dincolo de toate celelalte lucruri care există cu siguranță. Așa este, așa este. Aici e o problemă cu pierdutul ăsta al răbdării. Am simțit și eu. Recunosc că sunt momente în care n-am putut să mă mai uit la anumite televiziuni sau la altele, pentru că televiziunile astea au fost în extremă. Unele biceau populația că de ce nu respectă regulile, altele militau și creau evenimente de stradă și încercau să... Adică, cumva s-a depășit într-adevăr o limită, dar eu văd că lucrul ăsta se întâmplă de fiecare dată când ne lovim de o situație nouă. Asta extreme, da, da. Când am pățit ce am pățit noi, adică presa a reacționat foarte prost atunci. Marea majoritate a canalelor media, câteva au, au avut experiența de a înțelege, de pildă Radio France Internațională a avut în perioada aia o experiență care venea din faptul că făcea parte dintr-o rețea internațională și avea un know-how-ul ăsta în rețea. Dar aici, în România, da, se pare că atunci când ne lovim așa de o, un obstacol, reacția nu e întotdeauna cea mai bună. Probabil că o să învețe toți din întâmplarea asta care sperăm să treacă cât mai repede. Am, Am și o ultimă întrebare. Așa, cum vede Marie Janion presa din România? Cât de liberă și cât de obiectivă uh, se poate menține, în, nu neapărat în contextul acesta uh, marcat de pandemie, în general, Am colegi politice și altfel de... de Am colegi minunați. Minunați. Sunt colegi care în perioada asta s-au îmbrăcat în hazmat sud, s-au dus în spitale acolo unde era focarul Uh, cel mai mare ca să arate realitatea de acolo și știu, știu pentru că îi cunosc că așa, ceea ce ați văzut la televizor, aia s-a și întâmplat acolo. Într-adevăr, uh, au fost uh, episoade dramatice. Și pe colegii ai respect, eu n-am făcut lucrul ăsta în această pandemie, am zis că am trecut până în destule, <laughs> să nu încerc să-l mâni pe Dumnezeu și cu chestiunea asta. Uh, dar pentru colegii care au făcut-o am un foarte mare respect. Sunt, uh, sunt jurnaliști valoroși în țara asta. Sunt. Uh, că există și oameni care n-au neapărat uh, bagajul necesar de cunoștință ca să facă cu eficiență și cu onestitate și cu. Uh, ok. Da, 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 cu dedicare okay. până la urmă. Da, asta, asta este altă sti. chestiune, dar să știți că speranța există pentru că sunt jurnaliști foarte buni în România. Ok, Marija, eu... da, un minut mai avem. Nici măcar am sentimentul că țin o... e o componentă importantă aici de... Maturitate, dar și de coeziune între comunitate, între comunități și presa comunităților respective. Nu merge una fără alta, și când spun una fără alta, una în atenție față de cealaltă, una în suport față de cealaltă, în dăruire până la urmă. Voi știți că... cel mai bine, voi sunteți acolo, în teritoriu, în toate județele în care vă auziți. Sunteți parte din comunitatea asta și lucrați pentru ea. Mulțumim, mulțumim mult pentru prezență. Mai avem 30 de secunde, Marie Janion. ținem aproape, poate ne auzim cât se poate de curând. Au trecut 16 ani, n-am apucat să vorbim despre timpul ăsta care, care s-a scurs. Nu mai contează, timpul care, timpul care a venit peste noi este mai, mai important. Eu vreau să vă salut pe toți și pe, tele, și pe ascultătorii voștri și Ține stare acolo, că. De asemenea, pentru <laughs> mine și... e simplu și e important. Și mulțumim pentru toți acești ani, și mulțumim că ați rămas aici, alături de noi, în acest domeniu cu și critică profesională. Cu tot sufletul, cu oameni ca voi, cu tot sufletul. Mulțumim, mulțumim cele <laughs> mulțumim, bune. Zi frumoasă, la fel. Mulțumim, mulțumim tare, -are mult! Mare drag, Vă pup pe toți. Baftă, sănătate. Baftă. Revedere. Mă pup, papa, pa, spor! Papa, pa. Pa.